Polițiștii din cadrul secției 5 Poliție Craiova l-au reținut pentru 24 de ore pe bărbat fiind acuzat de săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat. La începutul lunii iulie, prin forțarea butucului portierei, a pătruns într-un autoturism care era parcat pe strada Calea Severinului din Craiova, de unde a sustras un telefon mobil. În aceeași perioadă, hoțul a dat atacul în sediile a două societăți comerciale de unde a furat un telefon mobil, dar și bijuterii din aur. Bărbatul se află în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. În cursul acestei zile va fi prezentat parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.